Și stai așa, două, așa. Tu aranjează-te și fă-te că te aranjezi. Și salutare și bine v-am găsit. Termină-te, nu te aranjea, că vezi că fac introducere acum. Și bine v-am găsit, dragii mei, telespectatorii. Și tu acum aranjează-ți părul ăla. Și astăzi vreau... Nu te aranjea, că facem introducere. Bună ziua! Mica mea! Da, ați ghicit, după nervi, ea e Fefi. E... nevasta mea frumoasă. După nervi? După nervi. Mai i-am pupat ochiul, fiind foarte gustoasă și nevasta mea frumoasă. După cum observați, suntem în căsuța noastră asta micuță. Vrem astăzi să vă facem zilele frumoase, nu neapărat prin prezența noastră, atât de maximă, cât și prin ce avem aici. Nu vă uitați la picioarele lui Fefi, că e ceva mai frumos pe masă. O să vă spunem imediat ce. Fefi să facă focul. Nu mă mai satur, de-aia o iubesc foarte mult. Și o să facem și un live frumos de aici, pe zonă. V-am promis că rețeta e făcută de Fefi. Bineînțeles că tot ea va fi prima care va gusta după ce o să o facem pe plită. Deocamdată nu am făcut focul. V-am promis că o să facem la cort viitoarea mâncare și tot, deoarece se și încălzește și aici o să se încălzească, o să lăsăm ușa deschisă. Dar nu putem, deoarece, da, bate vântul afară, asta nu nimic, vin rafale și se cam apropie și ploaia. Și bate vântul în spate, nu prea putem să facem mare treabă, vedeți, bate vântul și nu, deci clar. Spun asta deoarece o să ne strice vântul orice, și microfoanele se vor auzi puțin mai nasol, dar nu e problemă, rezolvăm o temă. Avem căști de copiat, nu e nicio problemă, poți să râzi. Gâsca! Fiți atenți, avem pe fundal soba, Fefi va face focul, acum o să vedeți cum face focul, dar mai întâi să ne prezinte ce avem aici. Ce facem astăzi la această plită intergalactică? Capit. Carne de capră. Condimentele, poți să ni le spui, te rog? Sunt secret. Hai, spune. Hai, prințesă. Păi, cimbru, usturoi praf, sare, soia un pic, așa. Ulei, condimente de friptură, cam atât. Deci, în vreo... Dar mult cimbru, mult cimbru. Mult cimbru, vreo 4 kg, nu ar veni. În următorul vlog, știi ce facem, soare? Facem, te filmez eu pe tine când și arăți cum pui. Și condimentul secret. Deci condiment, condiment, vin, vinul. Da, e un condiment pentru cei care... Da, e vin, vinul te adoră ciroza. Ai știut? Dacă lipsește vinul, nu se face așa frumoasă. Cine tu sau... Ambele. Ok, vom pune pe plită niște ciupercuțe cu putere în ele. Aici avem niște sare, cartofii, îi va tăia Fefi. Imediat avem o pâine adusă tocmai din Spania, uleiul e adus din Austria. Și aici vom pune tot ce facem astăzi. O să facem așa, ca să zic, o gustărică, asta ca să vedeți că noi, The Brothers vloggeri, ca să zic așa, cei care ne iubiți, facem și mâncărică de asta care o să vă facă poftă foarte mare, ca părinții voștri, frații, măicuțele sau cine vreți voi, cine se ocupă cu mâncarea, să vă aducă ceva de mâncare ca să, în timp ce mâncați, sau cel puțin după acest vlog, vreți rețeta? V-am spus ce și cum, dar în vlogul următor, cu Fefi, de la cap la coadă, o să vă arătăm exact tot procesul chimic al acestei fripturi. Nu friptura de Fefi, friptura pe care o avem aici. Ia, aprinde focul, fata mea curată. Aici o să facem căprița, dar deocamdată, până se încălzește, fata mea aprinde focul, deschide ușița de jos. Așa, fetița mea, bravo. Am pus benzină să vede ce bubuie acum, frățiueri. Mai dai foc și la jumate și în parte. Așa, prințiile. I-am pus un pic de motorină cu nenorocire. Arată bine, s-a apucat prințesa mea de tăiat cartofi pe zonă. Ok, ok. O lăsăm să-și facă damblaua. După ce va tăia cartofii, îi va face cu bulețe. Vă arăt imediat fiecare scenariu din viața noastră. Mam, ce e acolo? Mam, sunt și nebunii noștri aici, pe live. Pentru că nu putem să-i lăsăm și pe ei, că sunt ai noștri, nebunii noștri. Hai că da! Fefi va tăia acești cartofi intergalactici. Yeah, facem ceva frumos acum. Am pus uleiul să se încălzească, avem lemnele pe zonă. Nu, ce poate fi mai frumos decât nevasta mea frumoasă? Și viața asta așa dulce. Păi mâine mă duc la pește și
O să îți faci și tu damblalele, ia se uite aici pe live, cu The Brotherii noștri, că îi vedem aici, că sunt ai noștri, viața noastră frumoasă. Uite, vine să-mi vezi cum tai pătrățele. Haide să se încingă, ia să vedem, Fefi. Pătrățele de cartofi, ca la pireu, ca ideea. Da. Eu sunt un pic mai rapid și la curățat cartofi și la tăiat, este? Hai, recunoaște. Măcar atât. Nu? Da, dar eu ți-am tăiat capre. Da, ia tăia caprele, ce-i drept, și ia taie caprele. Cu... Bine, nu o să creadă nimeni, știi? Că zice lumea că n-ai tăiat tu caprele. Lasă-i să creadă ce vor. Haideți să vedeți cum punem mâncare. Ok, brother, în acest moment, ce trebuie să faceți? Să puneți la prăjit carnea, frumos, ușor. Hai că da, ușor, o pune la prăjit, frumos, chiar dacă face sunetul ăsta, nu vă speriați, cu uleiul cam încins, o rumenim, aici nu trebuie foc foarte tare, tot ce avem noi, auză, îl băgăm la rumeneală, frumos, așa fatale, uite-te și la broadă, așa, după care, da, i-am lăsat-o așa, ce credeți că facem? O să punem apă caldă și o băgăm la scăzut. Ok? Punem tot ce avem aici. O să vedeți la sfârșit pentru că... Uleiul? Ce? Uleiul nu scurge? Ba da, după ce pun... După ce le termin de prăjit, scurg uleiul, da? Și las, uite ce frumos le-a tăiat fata mea. Fefi le-a tăiat. Așa, să ne vedem și pe YouTube și pe TikTok. Mai e ceva, fata mea? Uh-huh. Gata. Uite, mai e o bucățică. Atâta și bucățica asta? Bucățica. Așa. Lasă-le să fie că nu le-am lăsat la scurs. Gata. De acum, băgăm cartofi. De la mine, zeama asta, hai că da. Păi și băgăm cartofi. Păi aia poți să pui, dar să nu fie prea sărată. Ia, pune cartofi. Ca și zeamă. Oricum, aici o să se facă că e flacăra mai micuță, știi? Perfect. Așa, fata mea frumoasă. De frumoasă. E pentru toți sau las? Nu, pe toți, nu. De două ori. Ajunge ca să facă gata. Gata, fata. Ăla e. Ia uitați-vă, frățiorii mei. Începe să fie treabă bună aici, da? Orice carne făcută așa, felul acesta, halul acesta. Dar vedeți cum o să se facă. După aia o umplem cu apă și o lăsăm să se termine tot. Chiar dacă sunt coaste, chiar dacă orice, e rupere de normă. Și avem aici altă lingură pentru cartofiori. Îi lăsăm să se facă, da? Ca să nu se lipească. Auzi. Exact ce trebuie. Ok, ia fiți atenți, brother. În momentul acesta, mai amestec un pic în carne. Vedeți că e gata, e rumenită. Iar pe celelalte. Da? Așa, fata mea, nevastă frumoasă, pe zonă. Știți de ce? Nu, da, așa, de aproape să nu sară, să te... Da, ții camera mai așa, dau zoom. E și cald aici, ținând cont că suntem în mai, dar afară bate vântul. Așa. O să le mai las un pic, ca să țineți minte. Vărs totul lui, las pe mine, gata. Las că le face băiatul. Mai scoatem cartofii ăștia. Așa, frățiorii mei. O să pun uleiul aici, am adus apă caldă. Apa caldă o vom pune imediat după ce scoatem uleiul, să scurgem uleiul, da? Și punem apă caldă și lăsăm. Ok. Am descărcat uleiul, l-am scurs, ca să zic așa, și am pus apă caldă, să nu fie apă rece, peste căpriță. Și cimbru, frățiori. Și o lăsa să înceapă să fiarbă. După ce fierbe, când începe să fiarbă, amestecăm tot timpul. Pac, pac, pac. Acum, fiind apa, e apă caldă, începe să iasă apă. Ia uitați-vă, fraților, ce e aici. Am mai scos un cerc și am lăsat... mai jos nenorocirea ca să fiarbă frumos. Prințesa e pe zonă, vorbește cu chatul. Câte persoane sunt aici? 3500 de persoane, se vede, nu? Vă pup pe toți 3500, dacă vă vedeți și pe YouTube, vă pup, frățiorii mei. O iubește pe fata mea și ce credeți? Ia uitați aici, cartofi, nenorociri. Știți de ce se miră majoritatea? Cum adică voi așa de simpli și ea fără machiaj pe TikTok? Deci tu stai pe TikTok. Și pe vloguri și ăsta rămâne. Și vloguri, dar din atâtea vloguri, frățiori. Cum? Deci tu stai fără unghii, arată unghiile.
Stai fără unghii făcute bine și le face cu ojii. Așa îmi place mie, negru, la mâini și la picioare. Da, și uite, sunt rupte și așa că am muncit foarte mult. Eu când dorm, să fiu sincer, dorm cu picioarele, deci ea pune picioarele pe mine și dorm cu mâna pe picioarele ei, că mi-e drag de ea. O iubesc foarte mult și când a văzut-o, oh my god, deci tu stai la țară așa, oh my god, deci nu ți-e rușine la țară să stai nemachiată în ele? Păi așa e viața mea, simplă și frumoasă. Sunt foarte multe fete care sunt așa și cupluri, fără bani, adică cu puțin bani, ca să zic așa, sărăci și bucuroși. Cel mai bine să fim fericiți, că dacă suntem fericiți avem de toate. Adică unul cu bani poate să zică nu am amintiri, pentru că am muncit toată viața cu bani. Dar eu, care am bani mai puțin, cam 10% cât are ăla, chiar sub 10%, mă pot bucura foarte, foarte mult de amintirile pe care le-am și le-ați văzut pe YouTube. Shari Vlogger. Și acum Fefi va umbla un pic la cutia magică cu ciupercuțe. O să le pună pe tavă, deoarece plita e mai ruginită, până cumpăr una mai hau ca să le facem pe plită. O să le pun așa, frumos, pac. Să nu-mi deochează nevastă. Hai, ieși. Așa, prințesă frumoasă. Ia fiți atenți ce merge capra. Mamă, deci mor, nu mai plac. Da. Să vedeți că în curând o să facem mâncare din cort. Ia zi, Fefi. Să ne ajute și timpul. O să se facă frumos și o să fie. Fii atent ce pun aici peste ele. Stai să-i rup codița la asta. Aha. Uite așa și pun un pic de delicat. Delicat căcanat? Știu că o să spuneți că nu e sănătos delicatul, dar fără asta nu are gust. O să nu fie sănătos, nu e bun. E bun rău. Nu are niciun gust dacă nu... Supa de găluște la fel, oricâte legume îi pun eu, dacă nu pun un pic de din ăsta, nu are gust. Zice cineva să dau plita cu bronz, că se face ca nouă. Nu e chiar așa, frate. Noi, asta are... Oricum, la temperatura asta pe plită dispar toți microbii dispar, și toate... Dispar, dar uite, mai e rugină, mai e ceva, da. Știu ce zici. No, o plită de asta costă vreo 400 de lei. Da, cu delicat am făcut până acum, o să zici că n-am făcut-o, o să încerc. E foarte bun. Și un pic de piper și... Că arată bine ce e aici. Bineînțeles. Nu? Auzi ce e acolo. Auzi-vă, brother! Mamă, și cu brânză să le pui? Încă un pic, încă un pic, deja a scăzut. Și ciupercile se fac intergalactic de bine. Mamă, și lasă seama aia pe ele, nu? Mm-hmm. Ia mâna un pic. Ia uitați-vă și voi ce frumos se fac. Da, mâncăm la plit. Mm-hmm. Mâncam afară, dar nu putem face asta deoarece bate vânt. Gata, lume frumoasă. În acest moment i-am lăsat și un pic de zeamă să putem unge. Hai că da. Și mă va filma Fefi, a mea. Hai așa. O iau cu asta și cu asta la altă. Cum să fac? Nu, vin acolo, lume. Aha. Oh my god! Cum arată? E crimă organizată? Yes. Imediat, brother. Pe TikTok oamenii sunt cu ochii pe noi. Frații noștri sunt vreo 4-5.000 de persoane, 4.700, 4.800. Urcă, 5.200, vârf. Pentru că știe ce facem și cu ce ne ocupăm. Ne ocupăm cu așa ceva. Ia fiți atenți cum arată aici. Dar știi cum le scot? Stai să iau aia, să scot... Ia fiți atenți, lume, aici. Bag aici, da? Ia uitați-vă, lume. Cum arată căprița care a fiert, bă, cred că a fiert o oră. Mamă, mamă, deci eu văd cum, deci... Haule, cum miroase și vinul ăla. Mamă, cum miroase. Deci a căzut carnea după oase. Nu cade carnea de pe oase, fii atent. Ca să vedeți cât de bine arată și, mamă, ce aromă. Superbă. Oh my god. Să verzi zeama peste ele. Toată zeama asta o pun, tot. Da. Și de ce le-am scos prima oară așa? Da, ca da, să, da, nu, să nu stropească. Să nu se stropească, să fac nebunie. Mamă, ce e aici? Uitați-vă. Mamă, fără nicio preparație, fără nicio nimic, o să iau eu cu celălalt prosop să nu cumva să mă stai acolo să-l vărs acum pe live. Dar auzi și cum fac? Mm-hmm. Hai să-l dau într-o parte, că dacă pun pe... Uite așa. Dacă pun pe... Coastele astea o să curgă pe jos, știi? Ia, uite și pun aici pe margine. Mamă, ce e aici? Fuu, frige și n-are gură să strige. Oh! Mamă, se mai uită și oamenii la noi de pe live, ne înjură, ne bagă de toate. Ia uitați-o, gata? E gata. Forță. Uitați-vă ce e acolo. Nu știu dacă mă credeți, dar cred că am băgat pisicile vecinilor, le-am dat în diabet. Mamă, dar cum arată! Acum nu să stau pe scaunul ăla, nu?
Stai jos, nu? Da, mi-au trăit. Oh my god, cum arată! Oh my god! It's my turn. Lasă un pic să se răcească. Fă-ne un tutorial, deci. Deci, uite aici, așa. Ai luat... Aici, așa. Cartofi, carne de capră. Și cu usturoi. Mm. Cum are gustul să trăiască familia mea? De noi recunoști. Nu e bună, nu mânca. Da? Nu. Să rămână mie mai mult. Hai că e ce trebuie. Da, nu știu, poate unora o să li se pară, bă, fratele meu, că e frige și n-are gust să strige. Poate unora li se pare, bă, frate, că e arsă. Nu. Nu, la condimente. Ia vezi cum e bucata asta. Frige și nu poate să bagă. Frige și n-are gură să strige. Ia uite. Mamă, o bucățică mică, am găsit-o și eu. Ia să vedem. Bă, același gust, mă, de fiecare dată. Mi iese la fel. Ne iese. Bă, să-ți plouă în gură. Ne iese la fel. Păi tu mănânci cu o vargă cu de-asta? Da. Hai că da. Băi, fraților, așa ceva. Mamă. Avem aici și de muiat, avem și de mâncat. Și coastele acestea intergalactice sunt pur și simplu de neiertat. Mănâncă Fefi cu două mâini și cu două picioare. Sunt iubita ta? Te murdărești? Sunt iubita ta? La ești prințesa mea. Mamă, vreau să închid camera mai repede să mănânc mai mult. Mai mâncat. Pur și simplu se fărâmă în gură. Pur și simplu, adică sunt, pentru că ele s-au și pierd, se topesc în gură. Ok, eu vă pup, să avem poftă. Rețeta, în continuare, pe Facebook Fish Hacker, tot pe Facebook Roman Paul Gabriel și tot pe Facebook Academia Tinerilor Pescari. Și pe YouTube Fish Hacker, cel mai mare canal de pescuit. Aveți poftă? Ne vedem în curând!